Șomajul este într-o ușoară creștere în cursul acestui an, potrivit raportului de activitate pe acest an prezentat de Gheorghe Ștef, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, prezentare făcută în cadrul Colegiului Prefectural, miercuri 26 octombrie. Cotidianul Zi de Zi scrie că în acest an, până pe data de 30 septembrie, șomajul a înregistrat în județul Mureș o tendință în general ascendentă. La începutul anului erau înregistrați 10.884 de șomeri, iar până în septembrie cifra a ajuns la 11.124. Tot atunci, rata șomajului înregistrat era de 4,7%, adică la nivelul țării. Numărul șomerilor indemnizați a cunoscut o evoluție descendentă până în luna aprilie, ajungând în septembrie la 1.210 persoane, adică 10,88% din total. În ceea ce privește clasificarea pe sexe, rata șomajului feminin s-a situat în perioada analizată sub cea înregistrată în rândul bărbaților. Numărul șomerilor din mediul rural este lună de lună superior celor din mediul urban. În general, cei care solicită serviciile AJOFM Mureș sunt persoane cu nivel redus de pregătire, persoanele cu nivel de educație și pregătire ridicat, apelând în proporție mai mică la agenție. Gradul și capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz, scrie Zi de Zi, care îl citează pe directorul AJOFM Mureș. Oficialul a vorbit și despre serviciile de informare și consiliere profesională, care au rol esențial în activitatea desfășurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională. Până la sfârșitul lunii septembrie au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesionale 7.196 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 792 fiind cuprinse la cursuri de formare profesională. Au fost angajate exclusiv 697 de persoane, ceea ce reprezintă 8,82% din totalul persoanelor ocupate prin programul de ocupare. Prin implementarea programului de la școală la viața profesională spre carieră, au fost desfășurate 21 de ședințe de informare și consiliere de grup. S-a urmărit creșterea șanselor de ocupare prin activitatea de informare și orientare profesională a elevilor din anii terminali ai învățământului preuniversitar, viitori absolvenți.